27 de selecții puține, nu sunt foarte multe. Puține. De ce? Puține pentru că au intervenit problemele astea la spate. Ultimul meci a fost cu Olanda. Doi ani de zile am avut forma slabă, după care selecționerii nu au mai avut încredere în mine. Meritam să fiu convocat și la Rapid am avut perioade bune și foarte bune, plus la Tere Grozny, iarăși în campionatul Rusiei, o perioadă extraordinară. Da, nu, sunt 9 goluri, un gol la 3 meciuri, jucând în poziția mea la echipa națională a fost de mijlocaș central, pentru că atât timp cât am jucat, atacanți erau Mutu și Cugania, erau titulari. Cred că și regretul cel mai mare legat de echipa națională, ratarea calificării la Mondialul din Japonia cu Slovenia și ratarea europeanului din Portugalia în Danemarca, când am primit gol în... Da, corect. Da, în 98, din câte știu eu, erai pe listă pentru... În 98 am avut viză, da, pentru America și din trei jucători de la Rapid... America? America a fost în 94. Pentru Franța, pardon. Cup du Monde, 98, da. Din trei jucători care trebuiau să meargă de la Rapid, au ales doi și l-au lăsat pe cel mai mic acasă, pe cel mai tânăr, care eram eu. Cine a mers și cine a rămas? Dulca și Marinescu. Ah, și a fost un moment de decepție? A fost normal, dar s-a considerat că mai am timp și aveam toată cariera în față, dar uite că au intervenit ghinioanele astea. Meciul cu Slovenia, de fapt, reștim cu toții foarte bine, Slovenia-Danemarca și mi s-a terminat cariera și nu am jucat la un turneu final. La care dintre eșecurile astea ai suferi mai mult, la Slovenia sau la Danemarca? La ambele, dar mai mult în Danemarca pentru că marcasem golul de 2-1. Exact. Hagi vinovat pentru Slovenia, după părerea ta? Da. Noi vinovați, că am ratat din toate pozițiile și din toate situațiile posibile. Nu mi-aduc aminte al meci. Pe ăla nu l-am văzut. Știu cu Neamir ce antrenor, cu cine, cu Irlanda de Nord a fost în 86 sau când. Nu știu dacă a fost chiar așa. Acum, cum să spun, pe măsură ce trece timpul, vedem lucrurile altfel. N-a fost un meci în care să avem noroc, dar nici foarte mult ghinion. A fost un meci în care Naționala a jucat slab, ce să mai... Cu Slovenia? Da. No. Aici, poate. La Ljubljana a jucat mai bine și merita. Acolo au fost și probleme de arbitraj, au fost și ratări. E penalti clar, la Mutu, la 1-0 și dar la, se termină la de acolo. București nu, la București la București am jucat pe Mocirlă. Da, și golul ăla a luat complet aiure, așa, mingea căzută pe linia porții, lobul ăla, în sfârșit. Așa e când, cum să spun, când iese, nu iasă. Când iese, nu iasă, așa a fost clar. Sincer, Pancone, crezi că dacă ai fi fost jucător la Steaua sau la Dinamo, ai fi avut mai multe selecții da, și ai fi sunt fost convins, sunt altfel convins. Tratat la Națională? Sunt convins, absolut convins. Absolut convins, am spus-o întotdeauna. Jucătorii, în special de la Steaua, au avut alt tratament față de restul. Da, bun, asta că era o mentalitate generală sau pentru că cineva avea ceva cu tine? Nu, cu mine nu, ce să aibă. Poate cu noi cei de la Rapid au mai avut probleme selecționerii, pentru că poate nu eram... Care atâte... toți erau Steaua sau Dinamo, erau Steaua zic. Sau... Sau preponderent Steaua și sau Dinamo și nu sunt, drept dovadă, nu sunt mulți rapidiști, cu, măcar cu 50 de selecții la echipa națională, nu știu. Așa, din generația mea, de fapt, mai mici. Eu cât am fost de la Rapid, mai erau Ienci, să spui, din rapidist. Ulterior, Niculae, Săpunaru, dar nu cred să aibă niciunul mai mult de 50 de selecții. Poate Daniel Niculae, dar... Ienci,